Vremea s-a schimbat la 180 de grade în Mehedinți. După zilele însorite de la începutul lunii septembrie, mehedințenii au fost nevoiți în ultima perioadă să lase hainele de vară în dulapuri și să își scoată îmbrăcămintea pentru sezonul rece. Mai mult decât atât, umbrelele au fost și ele o prezență permanentă. Așa se face că de ieri până în această dimineață, județul nostru s-a aflat sub informare meteorologică de vreme rea, în acest interval având loc ploi moderate cantitativ. În această perioadă a plouat în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar cantitățile de apă au depășit pe arii restrânse 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat, îndeosebi în zona Carpaților Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. De asemenea, au fost averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile au fost căzute și ele, astfel că maxima termică a zilei în turnul Severin nu a depășit 25 de grade. Însă mehedințenii vor fi nevoiți, începând de mâine, să se întoarcă la hainele de vară, deoarece soarele își va face din nou apariția pe cerul Severinului și va aduce temperaturi de 28-29 de grade Celsius.